Doamnelor și domnilor, este ora 8, bună dimineața, bun găsit la știri. Cod roșu de viscol în 6 județe din țară. Este vorba despre județele Constanța, Tulcea, Ialomița, Călăraș, Buzău și Brăila. Constanța a fost măturată la propriu de nisori și de vântul puternic, ce a pus la pământ mai mulți copaci, iar toate drumurile au fost închise. Între timp și circulația pe podul de la Brăila a fost restricționată. A nins abundent, iar viscolul s-a dezlănțuit în mai multe zone din România. Jumătate de țară este sub avertizări de viscol și nisori abundente, iar meteorologii nu exclud extinderea codului roșu. Utilajele de dezepezire au intervenit fără oprire în județele vizate de vremea severă. A fost o noapte vijelioasă cu ninsori abundente și vânt de 110 km pe oră în Argeș și Teleorman. Utilajele de dezăvezire au intervenit în continuu pentru ca drumurile să poată fi practicabile. Cele mai mari probleme au fost în județul Constanța, unde pompierii au avut parte de o noapte albă la propriu. Ba mai mult, toate drumurile județene din Constanța au fost închise. În dispecerațul inspectoratului au fost deja preluate peste 80 de apeluri care semnalau diverse situații de urgență. Suntem peste 100 de pompieri la datorie în teren pentru înlăturarea efectelor negative produse de furtună cu peste 20 de mijloace tehnice, iar numărul crește în continuare. Pompierii constanțeni au executat peste 40 de misiuni, 17 copaci au fost degajați, 10 autoturisme avariate de copaci și degajate, 2 acoperișuri smulse. În continuare, la această oră, sunt 3 microbuze înzăpezite, o cisternă înzăpezită și 20 de autoturisme înzăpezite. Și în Giurgiu a nins cu putere. Pe drumul național 5, muncitorii au lucrat la foc continuu. Drumarii au intervenit preventiv cu peste 150 de utilaje în județele Buzău, Vrancea, Galați și Brăila. Codul portocaliu a fost extins, iar la munte, viscolul a ridicat troiene de jumătate de metru înălțime. Autostrada A1 a fost și ea acoperită cu un strat consistent de zăpadă. În zona kilometrului 229 s-a intervenit continuu pentru îndepărtarea zăpezii de pe carosabil și în capitala nins și vântul a bătut cu putere. Chiar dacă zăpada nu s-a așternut, lucrătorii erau pregătiți cu zeci de utilaje pentru a acționa. Au apărut și primele drumuri blocate din cauza viscolului puternic. În județul Constanța, toate drumurile județene au fost închise, la fel și circulația pe podul de la Brăila. Dacă mai sunt drumuri blocate la această oră, ce probleme au fost semnalate, aflăm acum de la subcomisarul Dalia State de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Bună dimineața, vă mulțumim foarte mult! Bună dimineața! Da, sunt multe drumuri naționale închise din cauza condițiilor meteorologice, 20 în total, și situația este în dinamică, se schimbă, vremea este nefavorabilă, mai ales în județele Constanța și Tulcea și cele limitrofe. În județul Brăila sunt drumurile naționale toate închise, 5 la număr. În județul Buzău, 4 drumuri naționale, DN2 între Buzău și limita cu județul Vrancea, DN2B între Buzău-Brăila, DN2G între Costești și limita cu județul Ialomița, precum și DN22 între Râmnicu-Sărat și Brăila. De asemenea, în județul Constanța sunt drumurile naționale închise, în județul Ialomița 2 DN-uri, DN21 Iazu și DN21 Bărăganul, limită cu județul Brăila. Aici la Iazu au fost multe probleme, un autocar cu 30 de cetățeni ucraineni s-a răsturnat, nu mai poate înainta, din fericire nu au rezultat victime, însă drumul este blocat. Totodată alte 2 autocamioane s-au răsturnat pe acest drum național 21, dar din fericire nu au rezultat victime, precum și multe alte probleme, multe autocamioane și multe mașini mici și neechipate cu răspunzător au rămas înzăpezite. Și în județul Tulcea sunt 4 drumuri naționale închise, DN22A între Tulcea și Hârșova, DN22D între Mircea Vodă și Atmagea, DN22 între Tulcea și Constanța, precum și între Tulcea și Brăila.
Totodată s-a închis circulația pe autostrada Soarelui, a 2 București-Constanța, între kilometri 64 și 143. Aici ninge viscolit, vizibilitatea este spre zero, carosabilul este acoperit cu multă zăpadă, se încearcă intervenția, însă este viscol și zăpada este spulberată. Totodată toate porturile de la Marul Mării Negre sunt închise din cauza viscolului și de asemenea foarte multe trenuri, în jur de 30, sunt momentan suspendate în județele Constanța și Tulcea. Așadar, 20 de șosele am înțeles că sunt închise, circulația întreruptă și 30 de trenuri care nu vor putea circula în prezent. Exact, și pe autostrada Soarelui nu se mai circulă între kilometri 64 și 143. Șoferii au rute care ar putea ajuta, rute ocolitoare pentru acest segment închis de autostradă? Se încearcă rute ocolitoare, dar în general toată zona Dobrogei și județele limitrofe Călăraș și Alomița Brăila sunt afectate de acest cod. Și momentan cele mai multe autovehicule staționează până la intervenția utilajelor de acoperire. Sunt foarte puține rute și acolo unde sunt și acele drumuri naționale sunt acoperite cu zăpadă. Așadar, sfatul dumneavoastră pentru șoferi este să evite aceste zone. Sfatul meu este mai bine să stea acasă și să evite orice deplasare până la ridicarea acestui cod, iar dacă este urgent, să aibă în vedere că drumurile sunt blocate, oricum nu pot circula, este foarte important să aibă totuși autovehiculele echipate cu anvelope de iarnă, dar chiar și așa, fără o atenție extraordinară, fără a conduce cu responsabilitate, este foarte greu și cel mai bine este să stea în casă până când vremea se va îmbunătăți.